Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Amin. Am citit din Evrei capitolul 9, versetele 11 la 12. Imaginea pe care mi-o oferă textul acesta este momentul în coronării Domnului Isus Hristos sau momentul în care Domnul Isus Hristos intră în ceruri și aduce cu sine toată slava sa. Și dacă urmărim bine textul, textul ne sugerează ideea că întreaga sau singura slavă a Domnului Isus Hristos în momentul în care a intrat pe porțile slavei, singura lui slavă era sângele său. Imagini de Apocalips îl arată pe Domnul Isus Hristos îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Eu nu știu cum Domnul Isus Hristos a adus în sanctuarul ceresc sângele său. Dar ceea ce știu este că sângele Domnului Isus Hristos este sigiliul sau garanția de legământ în virtutea căreia întreaga noastră istorie umană și întreaga istorie universală merge înainte. Este atât de important sângele Domnului Isus Hristos, este atât de suficient încât universul întreg există datorită acestui sânge. Nu știu dacă cuvintele mele sunt suficient de bine înțelese sau dacă le pot justifica, dar vă puteți imagina ce ar fi fost, ce s-ar fi putut întâmpla dacă sângele Domnului Isus Hristos n-ar fi fost sau nu s-ar fi vărsat pentru existența întregii creațiuni. Vă puteți imagina cum s-ar fi terminat războiul acesta cosmic în care Satan, care a devenit balaur, a atacat atât de mult tronul ceresc încât stâlpii cerului au trebuit să fie după aceea sprijiniți de brațele atotputernice ale lui Isus Hristos? Vă puteți imagina ce ar fi fost dacă Domnul Isus Hristos ar fi fost biruit, ar fi suferit cea mai mică înfrângere, ce s-ar fi întâmplat cu Dumnezeirea, cu Dumnezeu, cu Universul. Atacul împotriva ordinii universale a fost atât de puternic încât totul, dar absolut totul a fost pus. camiză în acest atac. Sângele Domnului Isus. Aș dori să cântăm împreună în momentul ăsta. O să invit media să ne ajute să cântăm împreună cântarea L-am văzut pe Isus numărul 121. 1, 2, 1. Și în timp ce vom cânta această cântare, vă voi invita să vă gândiți, să vizualizați prețul gerfei Domnului Isus Hristos pentru fiecare dintre noi. Aș dori să mă adresez tinerilor care sunt în sală. Luați-vă un timp și gândiți profund. Luați-vă un timp și concentrați-vă asupra gerfei lui Isus. Haideți. Trecusele zile de agonie și-a dat Domnul Iisus Hristos întâlnire cu ucenicii undeva în Galileea. Era primul moment când i-a strâns pe toți la oaltă și după ce a stat de vorbă cu ei, s-a întors către unul dintre ei și l-a întrebat. Mă iubești? Atât rămăsese după cruce. După momentul răstignirii Domnului Isus Hristos, atât rămăsese. Mă iubești? Înainte de cruce, același ucenic în Matei 26, Evanghelia după Matei 26, versetele 33 și 34, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, cine erau aceștia toți? Biserica lor, compusă din câți oameni? 12, era foarte ușor să a răscut degetul. Atât a făceai. Iată, chiar dacă toți, ăștia. Suntem ceva mai mulți. Vreau să te întreb, tu, spre cine a răscut degetul? Vrând nevrând, vrând nevrând în fața cernerii, Simone, Simone, satan a cerut să vă cearnă ca greul. Vrând nevrând în fața cernerii te gândești, oare cine o cădea? Și când te gândești la cine o să cadă, la cine te gândești? La cine are cu degetul? Era sincer, Petru. Nu găsise momente de potignire în Domnul Isus Hristos și nu avea de gând să se potignească în El. Purta la brâu întotdeauna o sabie fiind convins că la, 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 momentul hotărât sabia lui va fi de folos. Vor trece câteva ore și sabia lui n-a fost de niciun folos. Și Domnul Iisus Hristos revine asupra singurului lucru care ar fi fost de folos în noaptea aceea, și anume, Simone, mă iubești? Dacă m-ai fi iubit, iubirea te-ar fi ținut, iubirea te-ar fi făcut să nu fugi, iubirea te-ar fi făcut să nu schimbi vorba, să dai vorba sfântă pe vorba Galileanului de rând cu înjurături și cu alte peticele verbale. Vreau să vă întreb, nu-l iubise, nu-l iubea Petru pe Domnul Iisus Hristos înainte de crucificare? Nu-l iubea? Îl iubea! Îl iubea cu toată ființa lui. Spuneți-mi, vă rog, ce nu se lega? Unde era problema? Dacă îl iubești cu toată inima, de ce nu stai la cruce? De ce fugi de cruce dacă îl iubești cu toată inima? Crucea a măsurat iubirea tuturor, să știți. Crucea a măsurat iubirea tuturor ucenicilor. Niciunul n-a iubit mai mult ca Petru. Pentru că toți au. Ce s-a întâmplat cu ucenicii? Toți au fugit. Niciunul n-a rămas. Niciunul n-a stat la cruce. Niciunul n-a luat crucea. Nu și-a însușit-o. Nu. De cruce pe pământul nostru se fuge. De-aia. E cel mai greu lucru să-ți spună Domnul Isus Hristos: ia crucea. ia ți -o fă -o a ta. Cel mai greu lucru. Omenirea întreagă fuge de la cruce și uneori fug și ucenicii. Crucea a măsurat iubirea tuturor. Dar vreau să vă spun că a măsurat și iubirea lui Dumnezeu. Există două lucruri care se apropie de tragedie. Un lucru este fuga oamenilor și neputința lor de a iubi în firea pământească. Și cealaltă, care poartă și ea tragedie în sine, este Dumnezeu. care iubește până la capăt. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Și acolo veți găsi cuvântul ăsta care e provocator, auziți. Versetul 3. Iertați-mă, versetul 1. Înainte de praznicul Paștelui, Isus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit. I-a iubit până la cap. Ce e Care e capătul ăsta? Vă rog să observați, nu e capătul oamenilor. Oamenii se opresc mult mai devreme. Când zice că i iubit până la capăt, până unde? Nu la moartea pe care o știm noi. A mers mai departe. Până unde? Până la capătul care îl știa Dumnezeu. Astfel încât să nu fie nimeni în omenirea aceasta și în universul acesta care să poată să spună la un moment dat, să poată să zică doream să mă iubești mai mult. Să nu fie mai mult, să nu existe mai mult. De fiecare dată mă întreb, Doamne, Cine te-a pus pe tine să-L dai pe Iisus Hristos la moarte? Cine te-a pus? Pentru că simplu, Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus Hristos au, iertați în cuvântul, nu găsesc alt cuvânt, au inventat acest preț de răscumpărare. Lui Satan nici măcar nu i-a trecut prin minte. Lui Satan nici măcar nu i-a trecut prin minte. Îngerilor le-a depășit imaginația. Versetul care spune: Ceea ce la mintea omului nu s-a suit, urechea n-a auzit, ochiul n-a văzut, sunt realitățile mântuirii care se aplică la întregul Univers, în afară de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acolo, acolo s-a stabilit prețul. Cine a stabilit prețul? Poftiți? Deci, repet, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cine a stabilit prețul? Tatăl? Dacă ar fi stabilit prețul Tatăl, atunci cineva ar fi putut să zică a, Tatăl l-a trimis pe Fiul să moară. Și atunci, cineva ar putea să scoată ideea că Tatăl este cel care arată cu degetul al altcineva și spune să mortul. Nu rămân prea mult aici. Aș vrea să citesc un verset. Biblia e frumoasă. Biblia e frumoasă. În cartea evreilor, în această carte atât de puțin știută, atât de puțin citită, Capitolul 2, cu versetul 9, găsesc un gând extraordinar care ține de capătul iubirii lui Dumnezeu. Dar pe acela, care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu. Prin ce? Spuneți-mi, vă rog! cum a considerat Domnul Isus Hristos crucea. Ce înseamnă har? Favoare nemeritată. Cu alte cuvinte îmi imaginez cum în Consiliul acela, în sfatul acela al păcii, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, în momentul acela Domnul Isus Hristos cerând din partea Tatălui, dă-mi favoarea acea, dăm harul ăsta. Ce dorești? Dăm harul să fiu garanția lor, să fiu răscumpărătorul lor. Dăm harul acela de a putea aduce înapoi din moarte pe cei ce sunt supuși morții. Dăm harul acesta, dă mi l Și aud răspunsul Tatălui: Îți voi da neamurile de moștenire. Ce ți le voi da? Care e capătul? Care e capătul iubirii? Ioan, capitolul 13, este capitolul care introduce până la un moment dat, până, sau în momentul acesta, introduce scena aceea a iubirii supreme. Se certaseră care să fie cel mai mare. Îi auzise Mântuitorul împingându-se și neavând loc pe scaunul de prim-ministru. Își împărțiseră între ei guvernul. Iuda era ministru de finanțe. Și așa mai departe. Și au intrat în camera de sus, iertați-mă, în dispoziția asta, în halul ăsta. Mai erau câteva ore și Mântuitorul trebuia să-și dea viața pentru ei. Vreau să vă întreb, ți-ai dat viața pentru ei? Câți dintre ei spuneau că îl iubesc pe Domnul Isus Hristos? Câți dintre ei afișau atitudinea aceea de iubire. Câți? În momentul în care, în momentul în care își împărțeau guvernul. Câți îl iubeau pe Domnul Isus Hristos? Uitaseră de el. În momentul în care și-au împărțit portofoliile, uitaseră pentru cine sunt acolo și pe cine slujesc. Nu vi se întâmplă niciodată. Ați uitat vreodată? Când veniți la biserică, în momentul în care e treabă de făcut, în momentul în care alergăm în stânga și în dreapta, nu vi s-a întâmplat niciodată să uitați pe cine slujim? S-a așezat mântuitorul jos pe scaun și odată cu el s-au așezat toți. Ca la rabinat. Așa se purta la vremea respectivă. Ligianul era acolo, ștergarul era și el acolo, uh, trebuia să vină Robi. Trebuia să vină Robi. Probabil că în ziua aceea sau în momentul acela, ucenicii au continuat cearta, reproșurile. De data aceasta au reproșat gazdei și au zis să uh, nu s-a îngrijit, nu știa că trebuia să trimită pe cineva să-ți facă spălarea picioarelor când am intrat de aici. Era praf pe drum. Așa se primesc oameni în casă, cu robul la ușă care le spară picioarele, toarnă apă pe mâini. unde e robul? Mai erau câteva ore și Mântuitorul avea de gând să facă roz de sânge pentru ei, ca să fie spălați, să fie curățiți. Iar ei n-aveau nevoie de sânge. Sau cel puțin nu simțeau nevoia de sânge. Dacă ei fi întrebat în momentul acela pe Petru, Iacob, Ioan, cât costă, cât costă mântuirea voastră, probabil Petru, Iacob și Ioan ar fi zis, pei nu costă nimic, noi noi suntem cu El, noi suntem ai Lui. Ce să coste? Cât să coste? N-ar fi acceptat nici măcar să-și dea altul viața pentru ei. Cum n-ar fi vrut să accepte să l spele Domnul Isus Hristos pe picioare? Cum să mă spel pe mine? Păi dacă ei n-au accept, acceptat nici schimbul ăsta, cum să accepte să moară cineva pentru ei? Zaharia spune să dau eu pentru iul născut pentru păcatele mele răspunsul care ar fi fost. Nu? Noi nu avem nevoie să moare cineva pentru păcatele noastre. Păi de ce n-ai nevoie Petre? De ce n-ai nevoie Iacov? De ce n-ai nevoie? Atât înțelegeau. Atât simțeau. Vreau să te întreb. Fiți atenți la întrebarea asta. Se poate? Cât costă mântuirea ta? Uite. Nu cumva avem impresia că nici mântuirea noastră nu costă? Nu cumva ideea harului ieftin ne-a prins atât de mult încât mi se pare că toate lucrurile merg? noaptea aceea le va cere Domnul Iisus Hristos să se roage. așa e? Le va cere să se roage. Unde? În Ghețemani. Vreau să vă întreb. Au putut să se roage sau nu? Au putut să se roage sau nu? N-au putut să se roage. Rugăciunea aceea care au rostit-o atunci a fost o rugăciune total nepotrivită pentru evenimentele care erau. Mântuitorul le-a spus, cum n-ați putut? A folosit cuvântul, n-ați putut? Un ceas, n-ați putut să vă rugați împreună cu mine? Vreau să vă întreb. Vi se întâmplă să nu puteți să vă rugați? Ca popor al lui Dumnezeu, ca biserică ni se întâmplă să putem, nenorocită putință, să putem să nu ne rugăm. Păi un ceas e mult, nu e așa? nu e așa că e mult un ceas? Vreau să vă întreb limpede, cine dintre noi se poate, s-ar fi putut ruga un ceas acolo, în grina Ghețemani? Că aș vrea să întreb, unde ne e capătul iubirii noastre? Capătul iubirii noastre. Nu vi se pare că mi se termină iubirea repede? Unde e capătul? O oră s-a gătat. Zece minute s-a terminat. Unde ne e iubirea? Când i-a spălat pe picioare Mântuitorul, acolo a început crucea. Pentru că murea pentru aceia care nu meritau nici spălarea picioarelor. Frății mei, crucea ne-a măsurat iubirea la toți și continuă să ne măsoare. Aș vrea să vă întreb, această sfântăcină ne măsoară iubirea? Vă las să răspundeți. Și mă voi opri aici, invitându-vă să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus. Am înțeles că după cruce, tot ce a mai rămas este să te iubim, cu toată inima, cu toată puterea, cu toată ființa, să te iubim atât de mult încât să nu încapă niciun moment de îndoială, nici o clipă de păcat, nici o îndepărtare de tine. Și, Doamne, o iubire până la capăt. Învață-ne, Doamne, unde este capătul acestei iubiri care nu vine de la noi, ci care este iubirea Ta. Învață-ne să Te iubim așa cum spunem de multă vreme și de multe ori, până la venirea Ta. Învață-ne să Te iubim atât de mult încât să vii Tu în viața noastră, în inima noastră. Învață-ne, Doamne, să-ți vedem fața în momentul ăsta. Și dacă este vreunul dintre noi care n-a învățat iubirea Ta, ajută-ne, Doamne, ca față în față cu frângerea trupului Tău și cu sângele Tău să învățăm să Te iubim încă o dată sau o dată pentru totdeauna. Adevărat, Doamne, astfel încât iubirea asta să schimbe toată viața noastră. Ne-am Doamne, de iubirea firească pe care am promis Totdeauna, ca și Petru. Am promis -o iubire, Doamne, și -am reușit. Pe Doamne, să învățăm iubirea de după crucea Ta. Iubirea care e autentică, reală și veșnică. În numele Domnului Isus te rugăm, vino cu Duhul Tău cel Sfânt și pregătește-ne să luăm masa cu Tine. Amin. Vă invit să luăm loc. Iubită biserică, momentele care urmează sunt momente de smerenie. Vă rog frumos, vreau să vă provoc. Actul spălării picioarelor care urmează nu este un act de discuții între noi. Este un act de smerenie a sufletului înaintea lui Dumnezeu. Să facă cerul ca fiecare dintre noi să ne umilim în fața fratelui nostru. Rostiți, în gând dacă nu puteți, cu voce tare, rostiți, Doamne, Îmi dau viața pentru fratele meu. Ca Moise. Dacă nu intră El în cer, șterge-mă pe mine. Și haideți să învățăm iubirea asta profundă, începând cu spălarea picioarelor și apoi împărtășindu-ne cu sângele și trupul Domnului Isus. Amin.